Să începem discuția acum de la această mare problemă, ca să spun așa, elefantul din coaliția de guvernare. Pentru că am văzut ce a declanșat această propunere făcută de dumneavoastră liberalii, propunerea referitoare la modificarea legii electorale, astfel încât președintele Klaus Iohannis să aibă posibilitatea de a candida la alegerile parlamentare. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut reacțiile președintelui Klaus Iohannis, cel care în cele din urmă a anunțat, dacă nu mă înșel, chiar vineri, că nu va candida și n-am înțeles până la urmă de la ce ați pornit. Cum v-ați gândit dumneavoastră în Partidul Național Liberal să veniți cu această modificare a legii care a venit cu tensiuni în coaliție și care până la urmă nici măcar nu și-avea sensul pentru că, vedem, președintele nu vrea să candideze? Da, a fost o discuție destul de serioasă, o discuție care cred eu că a avut la bază o discuție prealabilă. Am toată convingerea că cei doi lideri politici, atât Marcel Ciolacu cât și Nicolae Ciucă, au discutat în cadrul coaliției despre un astfel de aspect. Este foarte adevărat și vedem cu toții că, de fapt, președintele României nu are o astfel de opțiune. Cred că sunt foarte multe subiecte fierbinți pe care le vom parcurge în toată această perioadă electorală, subiecte care, de altfel, uneori pot fi amplificate, alteori nu pot avea succes, dar de la moment la moment, dacă nu avem inundații, cu siguranță se întâmplă alte furtuni în alte zone, în special în coaliția de guvernare, fiindcă până la urmă este o coaliție care... Ne reamintim furtuna în coaliția de guvernare, domnule ministru, a început undeva prin luna august, atunci când dumneavoastră liberalii ați venit cu propunerea de a nu mai fi alegerile prezidențiale în luna septembrie, așa cum în teorie ați agreat cu partenerii de guvernare, și de atunci... Cred că cele două partide au un istoric și sunt două partide care s-au poziționat în ultimii 30 de ani destul de serios. Pe parcursul meu politic, ca și lider, de fiecare dată mi-am manifestat intenția de a candida uninominal. De fiecare dată am dorit ca, din perspectiva liderului liberal, să demonstrez că am capacitatea de a obține voturi fără a fi sub umbrela unei coaliții. Acest lucru l-am demonstrat la recentele alegeri locale și atunci mi-aduc aminte că am creat o stare de supărare din perspectiva unora, fiindcă se dorea foarte mult ca la vremea respectivă să candidez în cadrul unei coaliții, mai ales că la nivelul municipiului Brașov s-a întâmplat acest lucru. Nu, am avut cu tot o altă opțiune și cred că așa este și normal. Suntem două partide care fiecare dintre noi avem valori și doctrine separate. Mai mult decât atât, cred că este foarte important să înțelegem momentul în care am ajuns să fim împreună la guvernare, ținând cont de faptul că nu puteai să faci, din punct de vedere aritmetic, o altă coaliție. Am avut o coaliție cu USR, o coaliție Reiau care a ministru, eșuat. Că m-ați pierdut puțin. Sau v-am pierdut. Da. Nu, deci nu am înțeles. De ce v-ați gândit dumneavoastră în Partidul Național Liberal să veniți cu acel amendament care îi dădea președintelui posibilitatea să candideze, deși președintele nu a cerut acest lucru? Adică, cel puțin, da, ați spus că ar fi putut exista o discuție în prealabil între lideri, însă vedem că președintele a anunțat ferm vineri, undeva în jurul orei 15, 14 și 30 de minute, dacă nu mă înșel, a venit cu anunțul ferm în care a spus că nu vrea să candideze pe liste, indiferent de care va fi decizia BEC, pentru că ne reamintim, atunci era în analiză această propunere, inclusiv în biroul electoral central. Și vedem ce s-a întâmplat. S-a născut această ceartă în coaliția de guvernare. Mai mult decât atât, Nicolae Ciucă nu-i mai răspunde la telefonul lui Marcel Ciolacu, partenerul de guvernare. Nu știm dacă l-a sunat Marcel Ciolacu încă, dar... Vrând nevrând, pe perioada acestei campanii electorale vor exista foarte multe tensiuni. Noi, ca și lideri politici care am parcurs ani de zile de campanie electorală, am știut foarte bine că, de fapt, apar și momente mai înfierbântate. Este unul dintre ele, nu va fi singurul, cu siguranță că vor apărea pe perioada, în toată această perioadă, vor apărea foarte multe discuții și vor apărea foarte multe tensiuni. Cert este că Partidul Național Liberal va rămâne la guvernare, își va asuma guvernarea,
avem obligația de a trece toată această perioadă, care este o perioadă grea, o perioadă în care avem o serie de obiective de îndeplinit, fie că vorbim de Programul Național de Redresare și Reziliență, fie că vorbim de închiderea exercițiului bugetar. Partidul Național Liberal rămâne solidar, rămâne în echipa de guvernare și am toată convingerea, fiindcă vorbim de alegerile prezidențiale, care creează foarte multă tensiune, că Nicolae Ciucă va fi unul dintre cei doi finaliști și cu siguranță va fi câștigătorul acestei campanii electorale. Vedeți dumneavoastră, această controversă a dus chiar la ideea în rândul liberalilor, în rândul dumneavoastră, a unora dintre dumneavoastră, că practic acest pas făcut de președintele României, prin care anunță că nu vrea să candideze, că nu vrea să se modifice legea electorală pentru un singur om, într-un fel sau altul a dinamitat șansele lui Nicolae Ciucă, pentru că pare că lupta singur Nicolae Ciucă acolo. Nu cred că a dinamitat. Vedem în ultima perioadă foarte multe sondaje și sondaje făcute de instituții de sondare. Avem și noi un sondaj publice pe care o să-l arătăm în scurt timp. Este foarte important să ne raportăm la cei care au tradiție pe bază de sondare a opiniei publice, cei care respectă legea în vigoare și prezintă algoritmii după care au pregătit toată această evaluare sociologică, și cred că toate aceste trusturi, care aceste instituții de sondare a opiniei publice reușesc să prezinte o imagine în care, mă refer la cele care deja au tradiție, deja sunt respectate și recunoscute pe piața de sondare, demonstrează că de fapt Nicolae Ciucă va fi în turul 2 cu Marcel Ciolacu. Bun. Dar credeți, cum va mai funcționa această coaliție de guvernare după acest episod? Pentru că vedem, Nicolae Ciucă a spus că nu-i mai răspunde lui Marcel Ciolacu la telefon, da, că desigur acesta îl sună, și în continuare în coaliție sunt mai multe restanțe. Problema pensiilor pentru persoanele cu dizabilități, nevăzători, pentru anumite categorii de persoane care rămân cu o pensie mai mică în urma recalculării, și era nevoie de o coaliție pe această situație. Există în continuare și cu siguranță vom avea întâlniri în cadrul coaliției. De altfel, noi din poziția executivă de miniștri participăm la ședințele de guvern, ne implicăm în tot ceea ce înseamnă actul de guvernare. De fiecare dată încercăm să venim cu cele mai bune soluții. Vedem că nu este o situație tocmai liniștită. Vedem că pe lângă furtuna care se întâmplă la nivel politic, avem și cu totul alte situații care ar trebui să ne adune și să ne punem în situația de a gândi pentru români. Nu am niciun fel de rezervă să cred faptul că nu ne vom întâlni, ci din contră vor fi întâlniri exact ca și până acum. Evident, toată această perioadă creează animozități, vor fi tensiuni. De altfel, cei care facem politică de o bună perioadă de timp știm lucrul acesta. Important este ca românii să nu fie afectați, important este ca noi să ne facem datoria și până la urmă tot acest proces electoral, care e în linie dreaptă, nu o să avem, mai avem practic 2 luni de zile până în momentul în care vom avea alegeri parlamentare, vom trece de turul unor alegerilor prezidențiale, vom avea deja o cu totul altă structură de Dar guvernare. Dar dumneavoastră v-a făcut bine, dumneavoastră Partidului Național Liberal, v-a făcut bine acest episod prin care ați vrut să veniți cu acest amendament pentru președintele României, Klaus Iohannis? Este un demers pe care eu nu-l cunosc suficient, fiindcă nu fac parte din legislativul și nu fac parte din Parlamentul României. Vin din structura locală. Cunoaște toată lumea, pentru că am văzut că e destul de... Mă voi întoarce la nivelul structurii județului Brașov, dar din informațiile pe care le-am, atâta vreme cât președintele României nu și-a dorit ca acest demers să fie făcut, probabil au fost anumite situații care au fost discutate în prealabil între cei doi lideri și ulterior cred că au existat foarte multe dezbateri și foarte multe discuții, încât au amplificat foarte mult subiect. Care cei doi lideri?
între cei doi lideri, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Nu, da, credeam că poate și între președintele României, Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă. Nu știu acest lucru, dar cred și văzând discuțiile care au existat în spațiu public, a existat o astfel de discuție și cred că nimeni nu ar fi pornit un astfel de demers dacă nu ar fi existat o înțelegere la nivelul coaliției și nu ar fi existat o astfel de decizie. Cert este că este un lucru care astăzi nu mai are niciun fel de valoare, nu mai este de actualitate, atâta vreme cât președintele României și-a manifestat intenția cât se poate declar de a nu mai candida la viitoarele alegeri. Dumneavoastră, cum vedeți după aceste alegeri că va arăta coaliția de guvernare? Mai există șanse să faceți coaliție cu Partidul Social Democrat? Important este ca noi, ca și partid politic, să ne parcurgem toate aceste etape și să obținem un scor foarte, foarte bun. Contează foarte mult ca noi să reușim să fim în echipa de guvernare. Important este să câștigăm președinția României, iar în urma... Și ați putea fi în echipa de guvernare fără Partidul Social Democrat? De fiecare dată am observat că în politică nu mai voie să zici niciodată nu se poate sau că nu se va întâmpla. Se poate întâmpla orice. Putem avea o coaliție pe partea dreaptă și sunt destul de multe argumente care vin în sprijinul acestei situații. În același timp, important este să nu ajungem într-un blocaj. Important este ca țara să fie guvernată, fiindcă am toată convingerea, vin dintr-o zonă în care avem foarte multe proiecte în implementare, sunt foarte multe obiective și jaloane pe care noi trebuie să le atingem. Important este ca țara să nu uite într-un blocaj. Bun. Acest sondaj pe care îl avem și noi acum pe ecran ne arată foarte clar pentru alegerile parlamentare. Partidul Social Democrat ar avea în aceste momente, dacă ar fi astăzi alegeri sau duminica viitoare, 33%, Partidul Național Liberal 22%, USR 15%, AUR 12%, SOS România are 7%. Și acum întrebarea este, cu cine vreți dumneavoastră să faceți majoritate? Dumneavoastră, Partidul Național Liberal, care vedem că pentru alegerile parlamentare aveți 22% în acest ultim sondaj, este poza momentului. În niciun caz, dacă mă întrebați și asta o vă spun în nume personal, nu cred că putem face în niciun caz alianță cu AUR și cu SOS. Putem gândi o alianță pe partea dreaptă în cazul în care românii ne vor încredința și vom avea posibilitatea. Este suficient că aveți dumneavoastră 22% USR 15%? Mai este și UDMR. Cred că în situația în care pe baza este doar un sondaj de opinie. Este acel partid pe care îl racolează toate partidele mari. Trebuie să vedem exact rezultatele finale, după care putem să avem o evaluare. Este un sondaj care este prezentat la începutul campaniei electorale. Cred că fiecare dintre partidele politice au ambiții mult mai mari, fie că vorbim de cele două partide mari, PNL și PSD, dar cât și celelalte partide. Decizia o vom lua la timpul potrivit, fiindcă cu siguranță vor exista și vom vedea acest lucru, vor exista coaliții care se vor pregăti pentru turul 2 de prezidențiale. Da. La ședința anterioară de vineri, a dumneavoastră, a Partidului Național Liberal, v-a transmis domnul Nicolae Ciucă tuturor să faceți alianțe de dreapta în teritorii, la consilii județene, primării, în zona administrației locale, pe modelul a ceea ce urmează să se întâmple în capitală? Fac politică de foarte multă vreme, sunt în administrația publică de peste 20 de ani. Cu siguranță că toate aceste coaliții se vor raporta în primul și în primul rând la liderii din teritoriu. Fiecare formațiune politică va evalua cât se poate de bine modalitățile de a avea liniște și de a putea colabora cu partidele cu care vor face coaliție. Nu cred că vor exista astăzi niște șabloane care vor fi respectate într-un tocmai. Din contră, cred că fiecare județ în parte
va avea o anumită particularitate, iar fiecare dintre liderii județeni se vor raporta în primul și în primul rând la modul la care ei pot să guverneze perioada următoare la nivelul județelor și consiliilor locale din județ. Dar este această tendință să închideți poarta Partidului Social Democrat și să vă coalizați pe dreapta? Este o tendință care vedem că pornește de la București. Este o tendință pe care fiecare lider local o va gândi în particular în funcție de acești factori despre care vă vorbeam. Nu cred că astăzi putem să avem... este o decizie. Cu siguranță Partidul Național Liberal își dorește în foarte multe zone coaliții de dreapta. De altfel, am mai avut experiențe de genul acesta. Dar va conta foarte mult de modul în care vor decurge aceste negocieri și de modul în care se înțeleg liderii la nivelul... Dumneavoastră, punctual, în județul Brașov, pentru că sunteți președinte ales al Consiliului Județean Brașov, chiar dacă sunteți în aceste momente ministrul dezvoltării, cu cine ați prefera să faceți o alianță? Mergeți pe dreapta, USR, ce mai aveți acolo, PMP sau ce mai aveți? Sau vă îndreptați spre Partidul Social Democrat? Deja mai sunt, știu că timpul este relativ scurt, încă nu am luat o astfel de decizie. Cu siguranță voi lua o decizie pertinentă și o voi face public la timpul potrivit. Consider că este important ca până la urmă brașovenii să simtă rezultatul și să aibă până la urmă să-și poată regăsi așteptările în urma acestei coaliții pe care o vom face la nivelul județului Brașov. Interesul meu este de a găsi soluții, de a nu crea certuri și de a putea să fim funcționali în așa fel încât să putem duce mai departe o serie de proiecte pe care brașovenii le așteaptă și pe care eu de altfel le-am promis în campanie electorală. O să fac o astfel de apreciere la timpul potrivit și am toată convingerea că, exact cum i-am obișnuit în decursul timpului, nu vom crea scandaluri inutile, ci din contră vom lucra în interesul comunității brașovene. Bun. Pentru că... în aceste momente vedem furtună afară, furtună în coaliție. Ni se alătură în cele ce urmează ministrul economiei, domnul Radu Oprea, din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. Domnule ministru, trebuie să informăm că în această seară, în mod normal, erați invitat și dumneavoastră aici în platou, însă ați fost nevoit să mergeți în județul dumneavoastră la inundații. Care este situația acolo, ca să începem de la acest aspect? Din punctul acesta de vedere, am vești bune. Atunci când am luat decizia de a nu ajunge până la dumneavoastră în platou și îmi cer scuze că n-am putut să o fac și vă mulțumesc pentru invitație, prognoza era destul de încărcată, ca să spun așa. Ne așteptam să fie mult mai multă apă pe Valea Prahovei, pe Valea Teleajănului. Am vorbit tot timpul cu prefectul județului, cu Emil Drăgănescu, cu președinte ales, cu Virgil Nanu. Am fost în contact cu ISU, care sunt foarte bine pregătiți și acum, de fapt, sunt în comandament ISU la sediu cu prefectul. Însă, la această oră nu s-au produs inundații. La această oră se pare că această cantitate de ploaie mare deja a trecut de județul Prahova. Nu ne așteptăm să mai avem incidente în perioada imediat următoare. Ne-am adus aminte de perioada 2019 sau când au mai fost inundații mari în județul Prahova și n-am vrut să se întâmple ceva. Am încercat să ne pregătim. Sigur că mai da, bine și cel mai bine să existe prevenție. Cel mai bine este să existe această prevenție. Am văzut, este o mobilizare fără precedent a tuturor autorităților, mai ales în zonele deja vulnerabile. Am văzut cum arată situația la Galați, acolo unde se așteaptă o nouă viitură. Însă, domnule ministru, pentru că spuneați dumneavoastră, din fericire nu sunt probleme în Prahova, s-a născut această controversă a ciclonului. Am avut ceva mai devreme o discuție și pe această temă, pentru că vedem că peste tot, pe rețelele de socializare și nu numai, a apărut această controversă referitoare la faptul că acest ciclon nu este la intensitatea maximă, ceea ce este perfect, este foarte bine, dar iată că vedem această mobilizare. Cum arată situația din acest punct de vedere în Prahova, acolo unde vă aflați dumneavoastră? Prognozele pe care le-am avut inițial
arătau că este o cantitate foarte mare de apă, apoi a venit o nouă prognoză care a arătat că se intensifică și vântul, lucru care ne-a îngrijorat și din această perspectivă, împreună cu colegii mei de la Prahova, cu cei care sunt și au atribuții în Comitetul Județean de Situații de Urgență sau în comitetele locale, luat toate măsurile care trebuiesc făcute, inclusiv vorbeați despre vulnerabilități într-un alt sens, dar vă spun că persoanele vulnerabile trebuiesc identificate acolo unde locuiesc în fiecare dintre comunitățile locale, astfel ca ele să fie primele la care intervii dacă cumva se întâmplă un eveniment nefericit. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun că am acționat în sensul acesta. Sigur, n-am înțeles Consiliul Județean din Prahova, care n-a fost prezent deloc la niciunul dintre aceste comitete de situații de urgență, dar asta este un alt subiect. Păi poate avea alte informații Consiliul Județean din Prahova, domnule ministru. Nu, între timp, vremea evoluează, ați văzut și dumneavoastră, se schimbă de la oră la oră. Sigur, dimineața erau niște prognoze care arătau că poate să fie periculos. Cred că este foarte bine că ne-am pregătit pentru varianta cu risc și bine că avem noroc. Bine că nu s-a întâmplat. Domnule ministru, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mergem mai departe de la furtuna de afară, să discutăm puțin și despre această furtună din coaliția de guvernare și v-aș întreba, în opinia dumneavoastră, ce se întâmplă cu ședințele coaliției? Mai iau ele loc? Pentru că vedem că sunt anumite probleme urgente care nu au fost discutate încă. Ne referim aici la planul fiscal pe care trebuie să-l prezinte ministrul Marcel Boloș la Bruxelles. Vorbesc și despre problema pensiilor, pentru că am văzut că au apărut acele categorii defavorizate acolo unde ar trebui să existe niște soluții și nu știm dacă Nicolae Ciucă îi va răspunde la telefonul lui Marcel Ciolacu. Desigur, nu știm nici dacă Marcel Ciolacu îl va suna, dar am văzut ce s-a întâmplat și, în opinia dumneavoastră, cum credeți că arată săptămâna viitoare din punct de vedere al coaliției? Săptămâna viitoare, pe programul de la guvern, arată foarte încărcată. Sunt foarte multe întâlniri, proiecte și lucruri de făcut. Din perspectiva aceasta, lucrurile în guvern funcționează bine. Avem proiectele care sunt avizate de către colegii de la Partidul Național de Liberal. Dacă sunt inițiate PSD, sunt ministere conduse de către miniștrii PNL care inițiază proiecte, le avizăm. Din perspectiva aceasta, lucrurile funcționează bine. Vedem în fiecare ședință de guvern că lucrurile se întâmplă. Personal, cred că lucrurile acestea se datorează în primul rând premierului Marcel Ciolacu, care știe să fie într-adevăr un lider care construiește o echipă și o face să funcționeze. În coaliție e o perioadă de campanie electorală, e normal să apară astfel de lucruri. Eu cred că în campanie ai adversari politici, trebuie să-ți definești foarte bine lucrurile pe care dorești să le faci, fiecare își alege strategia de campanie. Pot să vă spun că noi avem o abordare foarte serioasă. Apropo de strategia de campanie, domnule Radu Oprea, vedem o discuție care a avut loc în ședința Partidului Național Liberal și din informațiile pe surse pe care le avem, Nicolae Ciucă la ședința de vineri le-a transmis liberalilor că orice discuție pe această temă s-a încheiat. Am avut o discuție cu domnul Ciolacu înainte, aici făcea Nicolae Ciucă referire la acel amendament care îl propulsa pe președinte spre o eventuală candidatură la parlamentare. Așa că de azi înainte nu mai avem de discutat. Recomand în teritoriu să faceți în așa fel încât să creați majorități de dreapta în consiliile locale. Vă deranjează acest plan al liberalilor, pentru noastră social-democrații, să facă majorități de dreapta în teritoriu? Adică să fie cu dumneavoastră în coaliție la guvernare, social-democrații, dar pe de altă parte să aibă o altă strategie pe viitor. Evident, suntem în campanie electorală. Cred că domnul Ciucă încearcă să-și mobilizeze partidul electoral propriu, trebuie să fie
ați văzut foarte puternic în interiorul PNL-ului să arate, Doamne, facem, nu mai facem cu PSD-ul. A fost această chestiune veche din totdeauna de a împărți țara în cu PSD sau fără PSD. Nu despre acest subiect este vorba. Din punctul nostru de vedere, v-am spus că avem o abordare serioasă. Săptămâna aceasta care urmează, și Mihai Tudose și Sorin Grindeanu încep consultările cu patronatele și cu sindicatele reprezentative pe programul de guvernare și mai mult decât atâta, pentru că știu că domnul Veștea trebuia să fie în studio, sper că mai este, nu știu. Este imediat. Avem proiecte foarte multe în industria de apărare. Am vorbit cu domnul Veștea, de-abia aștept să ajungă la Consiliul Județean, pentru că trebuie să facem aceste proiecte foarte repede, contez pe profesionalismul domniei sale, de a putea să facem proiecte împreună. Eu cred că dacă ne gândim bine... Știți ce este interesant, domnule Oprea, că vă înțelegeți foarte bine... Împreună să colaborăm, să facem aceste proiecte. Văd că vă înțelegeți foarte bine, cel puțin acum, în această emisiune, însă am văzut săgețile aruncate între dumneavoastră, socialdemocrați și liberali, chiar în urmă cu doar câteva zile. Și atunci, domnule Veștea, dumneavoastră cum vedeți... Este o ceartă până la urmă care ține de strategia de campanie? Este o ceartă reală? Din punctul meu de vedere, consider că este o ceartă reală și este o ceartă care nu este doar, să zic așa, o regie creată în rândul celor doi lideri, dar revenind la nivelul județelor, cred că ați văzut imediat după încheierea campaniei electorale, fie că vorbim de Maramureș, fie că vorbim de alte județe din România, unde a existat o manifestare clară că nu vor face coaliție cele două partide, chiar dacă se află la guvernare. Nu cred că a amplificat acest lucru taman această dispută care este între cei doi lideri. După cum v-am spus, vin după 20 de ani de administrație publică, iar alianțele locale se fac în funcție de negocierile care există la nivel local, de proiectele care doresc să le implementeze, de susținere, de liderii locali. Cred că sunt o serie de factori care vor decide toate aceste coaliții. La nivelul Guvernului României, exact cum spune și colegul meu, Radu Oprea, noi ne vom face datoria, vom face în așa fel încât toate aceste dispute și toată această campanie electorală să nu fie simțită din punct de vedere decizional. Este important să luăm cele mai bune decizii, să găsim cele mai bune soluții la sfârșit de an, fiindcă este un an extrem de important, un an în care trebuie să ne raportăm la toate obiectivele pe care le avem de închis. Mai mult decât atât, cred că ar trebui ca după aceste alegeri să avem cât se poate de repede o coaliție, un guvern care să fie în măsură să elaboreze un buget, fiindcă în funcție de acest buget va depinde foarte mult proiectele viitoare. Mă refer la proiectele anului 2025. Bun, coaliție cu PSD în continuare după alegeri? Nu cred că există cineva în măsură astăzi, chiar dacă am... Eu sunt născut în acea zi cu Nostradamus și nu sunt în măsură astăzi să vă dau astfel de soluție. Cred că toate aceste lucruri le vor decide românii. Românii vor fi cei în măsură să ne spună